bună, dragi români, unde v-ați afla? Să știți că emisiunea asta este cu adevărat specială. De ce? Pentru că zilele trecute am văzut la anumite televiziuni, dar ai spus și numele la sinteza zilei al de la Antena 3, niște advertențe foarte clare în declarațiile tuturor celor care au participat, dar în primul rând a generalului Cătălin Roncopițu. Haideți totuși să facem puțină lumină, vedeți că masa este plină de documente, de aceea l-am rugat pe Doru Mărieș să vină să facem puțină lumină, pentru că lumea o să creadă unele inadvertențe care au apărut în emisiuni. Eu nu mă uit la aceste emisiuni, nu mă uit la televiziunile care sunt plătite din banii noștri, din banii publici. Unele televiziuni fac campanie pentru un partid, altele pentru alt partid, nu mă uit. Dar după care au apărut pe știri, pe surse sau pe alte canale de, de, de media, Hot News și așa mai departe, afirmațiile de emisiuni. Și atunci m-am întors spre emisiuni și l am rugat imediat pe Doru Măreș să vină uh, la podcastul în să precizăm anumite lucruri, să clarificăm de fapt ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Asta nu însemnând faptul că uh, Doru mi-a promis că revenim pe 21 și cu 22 cu faptele care s-au întâmplat chiar uh, acolo. De ce să nu spunem? Uh, vorbesc cu unii care nici măcar n-au fost acolo sau unii au fost, cum e uh, generalul procuror Nițu, care a fost uh, la Revoluție trăgând în oameni omorând oameni. Aveți grijă că acuzatul un fost procuror general. În primul rând, bună ziua și mulțumesc. Acuzați un fost procuror general că de acte de terorism, de crimă împotriva umanității. Dar ne uităm în timpul emisiunii și probabil vă fac și proba celor afirmate de dumneavoastră. Aș vrea pentru aș vrea că pentru, este real. Aș vrea pentru telespectatori să vadă un lucru, pentru că nimeni nu a menționat faptul că acest proces nu ar fi existat astăzi dacă Doru Mărieș nu ar fi fost Imediat vă arăt, acum, imediat, să văd cum mă descurc cu cu tableta asta, că nu prea sunt. Ia uitați-vă, dragilor, cum arăta Doru Mărieș după 100 de zile de greva foame. Deci dacă Doru Mărieș... Te acum poza poate nu-i făcută chiar la 100. Nu, era la mai puține zile. Deci, un om a suferit pentru ca acest proces, procesul Revoluției, să fie repus pe ordinea... Uh, 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 anchetelor. Ca să fim precisi, n-am suferit doar ca să fie, am suferit mă rog, spuneți dumneavoastră că am suferit, eu nu știu dacă mai simțeam ceva la 40 de chile. Uh, am făcut tot acest efort pentru ca să pot să obțin documentele adică ce docerea acte egale, domnule ce deține statul român, dați și asociației 21 decembrie pentru a se putea apăra în procesul cu statul român, noi ne-am judecat cu statul român. Asociația 21 Decembrie și alții, Marie și alții, contra versus România. Deci, ca atare, ei ne eliberând documentele, am fost nevoie să apelez la această formă de protest cruntă pentru a putea să-mi scot, să-mi eliberez documentele din mâna lui Chioveș și a procurorilor din deci. 2009, ca să le prezint Curții Europene, ca Curtea Europeană să tragă următoarea concluzie, ca să începem să și precizăm lucruri importante. Și deci, curtea a subliniat deja, de deja de mai sus importanța victimelor și a celor în drept de a cunoaște adevărul. Deci, de ce este această Curte Europeană de Drept? În primul și în primul rând, pentru, și în general, justiția pentru a face dreptate victimei, da? În cazul utilizării masive a forței letale împotriva populației civile, în timpul manifestațiilor antiguvernamentale, precedând tranziției de la un regim comunist totalitar la unul democratic, cum este cazul de față, spune Curtea, Curtea nu poate accepta ca o anchetă să fie efectivă în cazul în care se termină prin efectul prescrierii răspunderii. În vreme ce autoritățile au rămas inactive. Care autorități? Toate până în 2007 și până azi. Pentru că numai departe de Acum trei zile am obținut ultima decizie la CEDO în celălalt dosar, în 13-15 iunie. Pe dosarul Revoluției sunt peste 25 de decizii CEDO cu sute de persoane. Deci ia ce spune, curtea nu poate accepta că o anchetă să fie efectivă, că este efectivă, cum să dea statul. Domnule, am făcut, domne, am închis dosarul, le-am casat, nu sunt probe. S-au prescris. Nu admite curtea asta. În cazul în care se termină prin efectul prescrierii, deja că crimele de la Revoluție, din perioada comunistă, și uh, cele din iunie 90 și septembrie 91, inclusiv până 91, mineriada din 91 cu cei doi copii uciși, Crăinicianu și frumoșarul, sunt imprescriptibile. În vreme ce au rămân, autoritățile rămân inactive, asta constată curtea. Deci, ca atare, asta este decizia. Mari camere a Curții Europene, unde aveți camera, să o arăt. Cauza Asociației 21 și alții împotriva României, da? Semnată, parafate mă rog, aici, finalul, în care, în această asta, asta e practic de decizia pilot a următoarelor da. care vin. Dacă o să-mi vreau să citesc câteva lucruri pentru telespectatori, ca să se înțeleagă din clar. ceea ce spune curtea. Din ceea ce spune o, curtea. Mulțumesc, e foarte bine. Și să spunem lucruri pe nume. Obligația procedurală ce decurge din articolul 2 cere realizarea unei anchete efective. De asemenea, persoanele însărcinate cu ancheta și cele care efectuează investigațiile trebuie să fie independente de cele implicate în evenimente, excluzând orice legătură erarhică sau instituțională și solicitând o independență practică. Mai spuneți o dată? Deci, orice independență instituțională, instituțională, da? Și solicitând o independență practică. Păi, bun. Vorbiți de individul ran copilul Cătălin, procurorul care zice că a finalizat el dosarul Revoluției. Păi el este militar, are subordonare militară, are grad de general pe umăr, este secția parchetelor militare, este subordonat Ministerul Apărării, este unitate militară la secția parchetelor militare. Eu am fost să fac o copie a unui document de două pagini. Și au zis că mă costă 2 lei și mi-au dat chitanță. Pe chitanță scrie unitatea militară cu tare. Deci noi în cadrul parchetului general avem unitate militară, domn. Și ce do spune să n-aibă nicio legătură cu cei care au avut implicări și au tras în decembrie 89. Iar confirmarea celălalt procuror general Nițu cu... Care a, a... tras, să e alt prăpădit. Vai de... P aveți declarația pe acolo, vă rog să citim de acolo. Exact declarația lui. Declarația lui Nițu. Stați să văd unde, unde să nu rătășim pe aici. Eh? Ne -am nu ne-am lăsat Nu v-am dat-o, ca să nu pierdem timpul. Nu v-am dat-o. Uitați aici. Subsemnatul Nițu Tiberiu Flaviu Fiului, cu tare și cu tare și cu tare. pe data de cutare tare am fost încorporat, am fost cu tare, am participat. În noaptea de 21 decembrie am tras cu arma din dotare peste calea Dorobanții, în casele situate pe această stradă. Arăt faptul că am primit ordin să tragem în aceste clădiri. <laughs> nu era nici dracu pe 21 noaptea la televiziune, nu știu, eu am fost în piața universității, dar m-am interesat Domnule au fost oameni, au fost demonstrați la televiziune, nu a fost nimeni, au primit ordin să tragă ce spunem în 22? în dimineața zilei de cutare așa, noaptea de 22, am fost tot pe acoperișul clădirii, corp, studiouri și împreună cu alți civili care nu știu de unde, dar unii aveau și arme, am tras în clădirile situate pe calea dorobanți vis-a-vis de televiziune, deci ia că cu omul în 21 trage peste clădiri și în 22 trage în clădiri. În clădiri, da. Nu are rost să discutăm pentru că am participat la paza și apărarea televiziunii și în lunile care au urmat din ianuarie și până în 13-15 iunie 90. Deci acest prăpădit care ajunge parchetul, procuror general al României, pentru el că e 21, că e 22, că e 23, că e 13, 15, e același lucru, da? Și apără televiziunea până în 13, 15 iunie De cine? Televiziunea <laughs> Da. A ajuns procurorul general, da. păi, probabil. și a închis dosarul Revoluției, acest individ, această zdreanță. Eu mi-asum acest lucru ce spun. A închis dosarul în urma deciziei CEDO. Redeschide dosarul 13-15 iunie și închide dosarul Revoluției 2015 pe Bogdan Licu, procuror general interimal infirmă rezoluția după plecarea lui, pentru că pleacă, după aia își dă demisia, pleacă, dar închide dosarul. Și și el unul cu pensii speciale, probabil. Păi Bineînțeles că cu pensii speciale, că nu cu pensii. Toți procurorii și indiferent că au grat sau că nu au grad, toți sunt cu pensii speciale. Nu știm ce are sub poale. Adică de de sub tu haine civile. Acest nițu tiberiu, pentru că nu avea cum să ajungă din soldat procuror general, credeți -mă. rog. Vreau să vă întreb: vis-a-vis -vis de Ranco, generalul Cătălin Ranco a ieșit și el la pensie. Am tot. arătat doar așa, dar să arătăm și în scrisul lui de mână, ca să nu. Asta mm -hmm. e declarația dată de el pentru a obține certificat de revoluționar, să nu credeți că la forța cineva să scrie. A dat o declarație la Asociația <laughs> de Revoluționar, pe care a dus-o la parchet și a, a predat-o ca să primească o. o a din care se rezulte că a participat la revoluție. A participat cum? E problema lui cum, de a, scris de aici? Cealaltă, cum da. a scris aici. Cum a scris da. cum a scris acolo? Cum a da. scris acolo? Ok. Revenind la Cătălin Ranco. Da? da. Mi-e silă să mai vorbesc de acest individ, dar De deci ce mă rog. așa sumă niște că a citit dosarul că a... eu știu de la dumneavoastră și de la domnul general Dan Voinea că ați făcut împreună dosarul Revoluției, dosar pe care Chiove și de altfel l-a închis în clipa când l-a chemat pe Iliescu la... l-a închis Chioveș și l-a închis Nițu pe dosarul Revoluției. Chioveș a făcut altceva, a scos de sub urmărire pe Ion Iliescu. Asta e altă mâncare de pește. Dar tot, totuși, aceeași, echipă, pentru că era ajuns. el ăsta era ajungul lui și în 2009, după care a ajuns procuror general, după ce ea s-a dus la DNA. Deci ei au făcut echipă. Codruța Chiove și Nițu Tiberiu procuror general și respectiv ajuncta procurorului general. După care, Nițu Tiberiu a venit procuror general, în urma plecării doamnei Chioveșii, și a două mandate de procuror general, a plecat la DNA. Șefă. De ce, sincer, cu un fel de acoperire a lucrurilor care s-au întâmplat arde cu adevărat în 21. Să, 2022 să discutăm 22. concret, eu nu vreau să-mi pierd vă răg, vă timpul răg. și am... Da. E Mai ales zilele astea, chiar suntem contra cronometrul. Deci, acest individ Rancu Pițu Cătălin vine pe dosar în 2017-18. Îl aduce nașului care era șeful secției parchetelor militare la momentul respectiv generalul Coșneanu îl aduce în București și de dosarul Dosarul revoluției la momentul respectiv avea undeva aproximativ 1600 de volume. Volume care le primisem în urma grevelor și fusese pe masa judecătorilor probele pe la masa judecătorilor Curții Europene pentru deciziile care au survenit de acolo și despre care putem discuta, pentru că e mai important decât ce face acest individ. Acum, el preia dosarul și în 2019 rupe dosarul în două. Adică el are perioada 16-22 decembrie, 14-22 decembrie, astăzi e Iași, îi salut pe toți colegii, care am vorbit înainte să vin la Iași cu câțiva prieteni, îi salut pe toți cei de la Iași pentru curajul din urmă cu 33 de ani, să le dea Dumnezeu sănătate, iar cei care nu mai sunt să ierte Dumnezeu. Deci, azi este, pa este 14 și este iași. Și să o dau pe cea mai proaspătă, care poate fi găsit de oricare ne ascultă acum, pe site-ul curții, este dat marți. Deci, doi copii. Sunt mai multe spețe, dar dau acest exemplu. Doi copii Unul de doi și unul mai mic, undeva pe la șase luni. Tatăl lor a fost ucis. În piața Universității, în 13 iunie, de armată, cu glonț de armat. Ucis. Rămâne mama singură și crește acești doi copii. După 33 de ani, da? Se fac 34 la vară. La, la vară, da? După 33 de ani, Curtea Europeană condamnă statul român pentru că nu li s-a făcut dreptate, că nu se cunoaște, nu se cunosc victimele. Și amendează, ca să nu spun altfel, amendează statul român până la urmă, adică acordă fiecărui copil câte 20.000 de euro pentru nelucrarea dosarului, nu pentru daune materiale și morale. Pentru nelucrarea dosarului, adică pentru că statul român, criminal și vagabond, 33 de ani, în sensul că nu este capabil să finalizeze un dosar două, trei, nu contează câte, că trei 33 de ani, nu, e un an, nici o lună, da? Ce vă spune? Sunt imprescriptibile voi oameni buni. Faceți dosarele, sunteți obligați ca țară, ca stat, pentru că de-aia a semnat convenția. Domnilor miniștri a justiției, procurori generali, procurori de caz și așa mai departe. Nu închideți, nu clasați dosarele. Și condamne, cine plătește cei 40.000 de euro celor doi copii? Care îi merită cu Simță, săracii. to noi din banii noștri. Păi din banii noștri și porcii ăștia iau salari. Și Aici pensii. e problema. Și, pensii, și asta nu înțelege lumea. Am spunea cineva, domnul Mărieș nu faceți pentru noi acum, ce faceți tot pentru trecut. Domnule, hai să așezăm justiția. Eu fac pentru azi. Că voi nu percepeți că nu sunt populistă, e să vă spun, vă dau pâine și sare sau vă dau apă, plată și uh, cozonac de Crăciun. Păi nu pot să promit lucruri care sunt normale. Alea sunt normale. Astea par să fie anormale. Când tu, ție ți s-a ți omorât copilul, ți-a omorât tata, ți-a omorât mama, sunteți toți cei care ne privesc se să, să pună în situația acelor oameni de atunci. Și să vadă ei dacă ei ar fi, ar fi crescut fără tată sau fără mamă. Sau fără copil. Și acum e la pensie și nu mai are copilul să-l sprijine. Cam cum și ce-ar fi în sufletul lui și nici măcar dreptate nu i s-a făcut. Lasă-mi n-ai bani. Da, cu adevărat, foarte De ce trist. vorbim? Vorbim acum în aceste zile de comemorare. Da? Dar de ce credeți că se întâmplă aceste lucruri de mușamalizare în continuare? Și... Pentru că criminalii, o parte din ei sunt la putere și azi. Sunt, au continuat. Înțelegeți pentru Dumnezeu. Generalii ei, care au rămas niște ani în funcție. Au crescut alții. Au avansat pe alții. Au ajuns pe alții generali. Soldații au ajuns procurori generali. Cel mai bun exemplu. Dar cei care au tras sau au fost cu arma în mână în 21 decembrie la București, în piața Universității, de la Academia Militară și de la Școala de Oficieri de Ministerul de Securitate. Cam ce grade credeți că au acum în momentul ăsta? Și pensii speciale. Nu, cam ce grade credeți că au? Că sunt nepensionați unii. Ah, nepensionați încă, mai trebuie. Păi ziceți, 20 de ani, 19 ani, ani elev, plus 34. 20, 21, anul 1, anul 2, anul 3, plus 34. Da. Poftim? Avem. Probabil și sunt ei. în niște funcții importante nu, în statul nu, român. Nu importante, încă o dată. Toți au fost acolo. Toată promoția. Toată promoția? Tot, nu toată promoția, toți ani. Am înțeles, toți ani. De ce vorbim? Și de Pum. la academie, și de la școală. Și atunci normal nu că, că trebuie să se, se acopere unul pe altul. Păi eu nu spun că sunt criminalii ei. Dar, dar au fost acolo. Sigur că sigur că lapără și -și apără și își această Neșansă, că e o neșansă până la urmă Să ajungi elev într-o școală De miliție, de securitate Mă rog, de serie acum da, Ca să înțeleagă ce tine Sau de ofițer de armată Și să ai neșansa unui asemenea uh, Eveniment În care un comandantul îți dă ordini să tragi în popor Comandanții îți dau ordin Să tragi în popor Este o neșansă da? Putea să fie cu un an mai devreme născut Sau mai târziu născut Și nu era, dădea în 90 examenul la școală și astăzi era ofițer. Ala n are nicio treabă, n-are... Ala a fost acolo, cu grand special. Nu știe, poate mai că a fost, dar nu știe nevastă să, dar nu știe fică să a fost. Fică să care are acum 20, 25. Dați-ne un nume real, că vă referiți totuși la cineva. Și să mă refer că sunt toți încă o dată. Toți încă o Dacă sunt toți, tot ce a însemnat elev, promoția anul 1, anul 2 și anul 3, au venit însoțiți de Andruță Ceaușescu, comandantul școlii de miliție de securitate din momentul acela, da? fratele dictatorului. Punct. Totuși ei la un moment dat s-au dispersat. Unde au plecat în păi, nu s-au dispersat. Ei s-au dispersat. Fiecare când a terminat școala l-au repartizat. unul la Botoșan, unul la Baia Mare, pe celălalt la Arad, pe celălalt la Timișoara, celălalt la București, celălalt la sectorul 6, celălalt la sectorul 2. Deci se ei sunt în toată țara, ei conduc. Mai am o întrebare la dumneavoastră. De ce un trădător ca, că e un trădător tot, până la urmă, Victor Stănculescu, îmbogățit, neîmbogățit după Revoluție, chiar pe, pe televiziuni sau pe alte canale mai vechi, le-am urmărit, pregătindu-mă pentru emisiunea de astăzi, inclusiv fostul șef al contraspionajului, confirmă că el era agentul MI6, agentul ungurilor, agentul... Bun, domnul... Uh, de ce, de ce vor la cofere? De la, domnul șef de la Contrainformație, Filip Teodorescu, prima dată să spună ce au făcut de ei la Timișoara. Prima dată să spună că acum vine Timișoara. Acum, la... în curând, da. e Timișoara. Da. Da? Unde au omorât, i-au pus în mașini frigorifice, i-au adus în 19 decembrie în București, în noaptea de 19-20, i-au ars la crematoriu 42 de cadavre, adică de trupuri ale eroilor Timișoarei, și după care le-au aruncat cenușa la Popeșile de la canal. Eu, sigur că sunt pornit permanent pe criminale ăștia, dar în aceste zile și în aceste momente când ești... Când auzi de decembrie, deja, auzi, deja te ia puțin da, chiar, chiar și la 34 de ani de la... Păi cum să nu, evenimente. dacă mă sună de la Timișoara săptămâna asta și îmi spune Doru, ce facem? Nu avem bilete să venim, că ne-au dat numai trei bilete anul ăsta, nu avem bilete să venim la comemorare. Ce facem? Găsim o mașină să ne aducă, să aia cu tare, să nu știu, și sunt la un lider de partid mare, Timișoreanu, și îi spun, băi, te rog eu frumos, ajută-i, că aveți fonduri, vă dă țara, bani, ajută-i. Nici azi nu au sunat, au sunat nu i-au sunat. An de zile le-am pus la dispoziție mașină, o masă, că e normal, vine, normal să-i dai o masă. Pe An de zile, Asociația 21. Dom'le, nu vreau să, să omor pe liderul ăsta. Sper încă să sune. Vă dau cuvântul meu de onoare. Am vorbit eu cu el. Am zis, păi, eu, cum să, e o bilă albă. Uite, ajutăm și noi. Este incredibil. Poate nu-i considerat atât de important în tot Cum amen... adică în Timișoara fenomen, por... Fenomenul electoral care urmează, poate ei sunt... Dar nu e vorba de nimic, e vorba de obraz, domnul și de onoare. E vorba de omenie. De până omenie, domnule, domnule, președinte de ce? De e vorba păi de că nu mai are? De... Păi, însă nu au avut. Haideți să ne întoarcem la, la, la da. acest da. răn copii. Da. Deci, rupe dosarul în două. Perioada 14-22, la durăperi, ca să nu zicem, sufund, mm. nu lucrează nimic în ea. Atacăm la momentul respectiv ordonanța de clasat. Pentru că închid se infirmă, mergem la Curtea Supremă, îi deschide anunțarul. Trei ani de zile n-a lucrat nimic. După trei ani de zile, după redeschidere, trei ani jumate, urmează să plece la pensie. El s-a pensionat în februarie, în martie anul ăsta. Înainte să se pensioneze cu câteva zile, ce credeți că face? Având dosare în lucru și neputând să plece la pensie, pentru că legea nu îi permite dacă are dosare în lucru sau în judecată, dacă e vorba de judecător, aici e cazul de vorba de procură, Personajul nostru clasează a doua oară dosar. Eu, astăzi de dimineața, am avut termen cu un coleg care este în Hong Kong, profesor. Și am mers pentru el pentru că am termen pentru redeschiderea dosarului 14-22. 22 2 decembrie. 22 da. decembrie, amiază. Noi ne revendicăm da. din Revoluție, nu din lovitura dată Revoluției după 22 decembrie. Sau, cum spun ei, lovitură militară, lovitură de stat dar nu au nicio bază în ceea ce spun și pot să argumentez. Acum, acest dosar, obcata dosarului Revoluției, despre care vorbesc unii moderatori în necunoștință de cauză, eu nu i-aș învinui foarte tare pentru că am fost și eu pe scaunul pe care sunteți dumneavoastră sau a fost el în urmă cu câțiva ani când făceam o emisiune și nu întotdeauna știam sau stăpâneam subiectul. Dar, dar te informezi, un moderator. Dar, dar, în mod normal poți să te informezi. Exact. Și atunci, acest, dos, acest dosar, după 22 decembrie, da, care este o parte a dosarului de, de, după 22 decembrie. De ce? Am să vă dau un exemplu. Și asta ar trebui să-l audă și moderatorul respectiv. Domnule, acest rancopițu a avut doi colegi. N-a fost singur investit pe un asemenea mega dosar, că nu e mafalda băiatul ăsta, da. e bai de capul lui, e, e praf. Dacă observați dumneavoastră, el povestește de parcă l-a citit pe o creangă. El povestește, el nu vorbește de anchetă. Dom'le, în cazul cu tare. El n-a făcut nicio anchetă. N-a făcut nicio anchetă. Asta e... l-am văzut în registrele bon. scurte. Că am anchetat, am văzut, dar de fapt dosarul e mult mai vechi. Altcineva a făcut lucrurile astea. E Bun. Și atunci, a, această bucată de dosar, vă spuneam că au avut trei colegi. În final, când s-a preparat rechizitorul, ceilalți doi colegi au lucrat dosarul sălii palatului. Când spunem dosarul sălii palatului sau dosarul pieții comitetului central, cum era atunci, sau cum vreți să-i spunem, s-a la palatului, da? Tot ce s-a întâmplat acolo. Acolo s-a dat foc la bibliotecă. Nu s-a dat, s-a tras cu obuze și vă arăt jurnalul de luptă. O să vă dau satisfacția să citiți dintr-un document care nu mai avem comentarii. În momentul în care... Acest acest, 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 înscris este un document care nu poate fi combătut nici cu martori. Este jurnal de luptă istoric al armatei, istoric. Care un... se consemnează? Unde ne spun câte gloanțe au tras, Citi unde au tras. de acolo, vă rog citesc, o să citiți dumneavoastră, dar nu vreau să mă întrerup aici și okay. dau după aia. Să Corect. Citesc. A instrumentat dosarul și când se introducă și sala Palatului, unde trebuia să pună sub urmărire și alți ofițeri, printre care generalul Mureșan cu 4 stele fost șef a culturii pe armată, generalul Mureșan, care era major în decembrie 89 și care a tras în bibliotecă cu tun, intenționat. Directorul bibliotecii, a ieșit și a spus, domnul major, nu mai trageți, că sunt cu patru femei, nu pot să sting focul, nu plitidez să sting. Pleacă, bă, de aici am ordin să dau jos coșmelia asta. A ordin. Vin băieții lui, locotenent, locotenent major, cu niște tablouri care le salvează din foc de la bibliotecă. Probabil le-au fi adus femeile alea, le-au fi scos. Vin cu ele la comandantul general astăzi cu patru stele, repet, Mureșan. Domnul Mureșan, domnul Maior, Roșu Maior, cum naiba vorbeau ei atunci. Astea sunt pradă de război. Sunt declarații date în acest dosar. Nu vrea Pițuranco să bage... Nu mai vorbim de distrugerea și uh, este o, o, e un film făcut de TV televiziunea română, cineva din cultură, a adus, a pătruns în muzeu tablouri de valoare inestimabilă ale României împușcate în cap, în frunte, Tabloul, domne, nu noi, că oamenii s-au auzit, domne, au tras teroriști în frunte și în uh, inimă. Și tablourile le-au împușcat în cap și în inimă. Este fabulos acel material făcut de televiziunea română, puține a făcut și puține lucruri bune a făcut televiziunea română, dar asta este de lăudat ceea ce au realizat prin acel documentar. Nu, nu vă spun că doar bucata asta de care vorbim are două volume la nivelul de 400 și de file. Și el a vrut Fiecare să le Nu l-a pr 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 prins. Ceilalți doi colegi nu au mai semnat rechizitoriu. Nu au mai semnat rechizitoriu. Aha. Dar nici lucrarea lor n-a fost introdusă în rechizitoriu. Deci, el a pus sub urmărire trei persoane pe crimă împotriva umanității. Adică ce vine și îi dă încadrarea. Nu el. Nu el. Curtea Europeană a venit și a zis, băi, procuror, uite, ai aici, vezi că ai probele, că le-am văzut noi, vezi că ai crimea, proba crimei, că am văzut noi, în jurnalul vostru istoric, câte, câte, câte muniții a stras, câte milioane de gloanțe a stras, pe zile, pe unități, pe tot. Pe tot. Și crimă împotriva umanității aici. Ai cimitire, bă, dacă n-ai probleme. probe. Ai cimitire, bă, la cimitire, bă, și au crucea, cheamă mama, tata, să dea declarație, mă, bă, bă, băiatule și fă dosarele, mai tot. Și el pune trei persoane sub urmărire. Păi Iliescu, foarte bine, un criminal. Păi voi, altul, pe rus, altul. Păi da, ce, ce spune? Anchetă efectivă pentru fiecare persoană. Efectivă pentru fiecare persoană. Da? Tragerea, răspunderea vinovaților și daune materiale și morale pentru urmași. Păi unde ai făcut-o, mă, efectivă? Că tu ai efectivă în dosar făcută de voine în proporție de 60, 50, 60, poate 70%. În unele cazuri stabilit, în foarte multe cazuri stabilit autorul. Și, și dacă, dacă nu era autorul, autorul direct, adică, adică persoana care a tras, era plutonul care a tras. Comandat de compania cutarei și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea, toate lucrurile există astea există în dosar. În o, nu. În 108 jurnale de luptă ale armatei. Wow. Jurnal de luptă armate nu poate fi combătut din nou nici cu martori. Ăla scrie, la data de. Am primit ordinul comandantului, am ieșit din unitate, cu tă muniție, cu toată soldați, cu atâta mașini, cu atâta armament. Punct! Ne-am întors din misiune, am avut misiune la sala palatului, la televiziune, la Timișoara, în piața Opere, în piața Maria, la Cluj, în Cutare, la Târgu și în Cutare și. Sau ne-am întors în unitate la ora cutare. După ce ne-am executat ordinul și, bineînțeles, că, în general se spune că foarte bine. Asta înseamnă că ne-au omorât bine. Ne-au omorât, ne-au arestat și și-au făcut datoria. Pe Vorbi, Formidabil. Da? 108 jurnale de luptă ale unităților militare din România. Și uh, Rancorul nu le-a studiat deloc. Bun. Nu mă interesează ce a făcut. Okay. Eu mă interesează ce zice Curtea Supremă. Ok. Vă rog să citiți dumneavoastră. Deci. În primul ciclu electoral 2020-2021 când se judecă la cameră preliminară acest dosar de care vorbim din nou că este la cameră preliminară și judecătorul de cameră preliminară zice că este bine făcut în condițiile în care știe toată lumea. Toată lumea din acel parchet, toată lumea din Ministerul Justiției și toată lumea uh, care are ochii pe aceste dosare că n-a lucrat nimic pentru că el a venit în 2001 hotărârea a venit în noiembrie iar în 2002 în uh, stați să nu greșesc că nu vreau să greșesc, suntem în 2003 da, a venit în, 20... în 2023, 2023 da, a venit în 2021 noiembrie hotărârea. Exact. Avem 4 uh, uh, luni avem practic Până în martie. În martie primește dispoziție că trebuie să să trimită din nou la parchet. Și din martie și până în august, el, cu excepția că scoate niște documente din ceea ce îi trasează curtea aici, nu face absolut nimic, nicio anchetă, nimic. Și în august îl trimite la instanță 2022. August 2022. Deci, practic, n-am mai făcut Este celu... copy-paste luat de avocații și specialiștii noștri care îi avem. Copy-paste și lipsesc, v-am spus, cele actele de la Comisia Parlamentară, parerea retrească, i-am spus instanța de trei ori. Ia-le de aici, că n-ai făcut conexarea cu, cu dosarul la el. Nu că nu sunt documente interesante, n-ar fi probe, dar... Dacă eu am dat o declarație la o Comisie Parlamentară în urmă cu 25 de ani, păi măi procuror, mă chemi? Dacă mai sunt în viață? Ce să mai dau încă o dată declarație. Mi-a declarația aia. Exact. Eu mă uit pe ea și zic, bă, nu mai recunosc am mințit. Sau zic, domnule, n-am mințit. Uite, este adevăr ce spun aici, păi vă confirmați, da. Vă rugăm. Și dai și mai două declarații. Mică și spui, confirm declarația din 25 octombrie, că tot e ziua armatei. Bun. Acum vorbim de armată și armată și armată. Nu toată armata este vinovată. Aseară, la un moment dat, în una din emisiuni, s-a enervat unul din generali, actual general, că atunci era și el, probabil că era elev, dacă nu era elev, era tânăr locotenent, S-a enervat pentru că armata a făcut. Avea și la dreptate. Nu numai armata, da. Nu numai armata. Dar oricum, pe 20 și 22 nu, seara, și Chiar dacă a făcut armata, nu toți ofițerii din armata au făcut. Eu cunosc la momentul respectiv oameni care am stat de vorbă de-a lungul timpului și care au fost chemați la anchetă. Și mi-a spus, domnul nu am marșat. N-am trecut. N-am venit să atacăm. M-am oprit pe traseu pentru că am vorbit prin stație cu cutare și mi-am dat seama ce. Păi ce vină Corect. Citiți-ne, bon. deci, uh, când a pus a doua oară dosarul. Hai că deci deci eu. Ei spun așa. Vă rog. Admi cu asta începe. Pentru da. aceste motive, num în numele legii, o Deci pentru aceste motive, în numele legii, admitem particele și excepțiile invocate de Asociația 21 de Poate Potrea să înceapă cu alții. Dar citiți dumneavoastră ce trasează acestui individ și câte prostii a găsit în dosar, că sunt două pagini. Săriți, încercați să, să citiți. Haideți să încercăm să le găsim pe cele mai importante. Constantă 1, care mi se pare important. Constată că numărul volumelor de urmărire penală înaintea instanței este din, de 2995, iar parte din acestea conțin un număr mai mare de acte de urmărire penală decât cele menționate de parchet. Și nu știe, asta nu știe să-și numere volumul Nu. Așa ar spunea, domnule, de ce sunt atât de multe, domnule, muncite? Nu știu. Care, da. mă, muncite? Că n-ai de unde să ai mai mult de... Nu știu dacă sunt 2000 cu totul, adică cele 1600 care le-am luat noi și de atunci încoace, ce trebuie să ne înțeleagă, să înțeleagă, oamenii care ne urmăresc? De atunci încoace, noi am trecut, suntem la al doilea ciclu procesual cu asta. Păi nu mai imaginați-vă o singură citație trimisă la peste 5.000 de victime, câte volume să fac? Oh, Ați înțeles, Doamne, buni? Constată că dosarul numărul 200 per P per 2007, ce are în conținut un număr de 234 de volume de urmărire penală, incluzând și volumul 163 bis, lipsă fiind volumul cu numărul 174, 174 în menționat în adresa parchetului, renumerotate de instanță de la numărul 2762 la numărul 2995. Deci ei nu le-au da. numerotat, au mai și furat, au dosit da. un dosar. A fost atașat prezidentului dosar și îl exclude din ansamblu probator. Deci, de ce? Asta e lucrător. Dar a pus un dosar care era clasat într-un dosar viu și îl exclude <laughs> instanța. Normal că nu-l poate lua în considerare. Sinteza aspectelor ce rezultă din analizele efectuate de parchetul în perioada 90-94 în cauzele privind evenimentele din decembrie 1989, punctul de vedere preliminar al SRI privind evenimentele din decembrie 1989, asta, cred că ar trebui să le... Să, le, deci, să uitați le... care e situația. Aici avem o decizie a Curții Supreme. Da. Da? Vă rog. Care e bătută în acest moment de Curtea de Apel București. Pe lângă asta vine și a doua. Adică noi avem două decizii a Curții Supreme care returnează în ciclu, în procesuar 2020, 20, 22, 21 final de an. Da. Da? Spune că acest dosar este prost croit și că nu e în regulă. Acum, același de dosar... De general Cătălin Rancupițu. Acum, <laughs> nu general. Păi, mă iertați. Așa i s-au spus la emisiune generală. Este general acum, dar doi ani de zile domnul președinte Claudiu Iohannis nu l-a avansat. Și când l-a avansat? Acum după ce și la pensie sau... Abia acum, după ce l-a returnat, pe ăsta din ordin, dar nu e din ordinul domnului președinte, vă spun eu, aici, la această masă, și în momentul ăsta nu vreau să declar mai mult pentru că nu vreau să fac rău României. Eu nu pot să fac declarații care pot să afecteze o chestiune în derulare de care românii au mare, 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 mare nevoie și o bătaie formidabilă pe ea în ultimii ani și jumătate. Mai, mai ales în ultimii ani și jumătate. Ăsta este motivul pentru care tac. Dar nu este vorba de nu președintele de dispoziție. Altcineva de a dat dispoziție. Da, în fine, l-au avansat acum, dar doi ani de zile nu l-au avansat și eu am apreciat foarte tare acest lucru pentru că și-a dat seama că nu e în regulă. Adică un om care face asemenea proporcării în dosar să-l mai și avansezi? Bun. Acum, dosarul este din nou, cum am spus, copiii peste 85% în instanță. De ce? Cine are interesul să-l cheme acum? Pentru că sunt aceleași probe, același rechizitoriu de patru ani. De ce acum este această, domne, formidabil cine acest individ care ne spune că rușii în decembrie 89? Fabulos. Păi el spune de la el. Se probe, durată. eu spun din 2, ianuarie, 2 90 că rușii au venit și au preluat puterea în România. Și vine de domnul Gădea că nu acum mă enervez și eu. Și spune, domne, acum aflăm, domne, de la marele procuror, formidabil general, Băi, băieți, eu după șase luni m-am dus în pușcărie pentru că am stat pe străzi scandând cine a tras în noi după 22. Rușii au tras în noi după 22. Ați înțeles? Deci că atare nu admit asemenea tip de porcărie și de minciună pe care voi o faceți încercând să păcăliți populația sau telespectatorii pentru a nu știu câta oră în cei 33 de ani, domnilor. Deci este practic din nou o dezinformare. O, o bat jocul mă scuzați dacă aceste pro Aceste rechizitori există de patru ani L-a trimis în instanță Instanța zice băi Ia-l da. că l-ai făcut prost Îl trimite din nou în instanță Deci în primul ciclu electoral În 2020 să zicem N-a văzut nimeni că rușii ne-au omorât în decembrie 89 După 22 decembrie După 22 decembrie în uh, 2021 n-au văzut, în 2022 n-au văzut, în 2023 n-au văzut. văzut. Acum vede. Este real. Rușii, după 22 decembrie, au pătruns inclusiv în Ministerul Apărării Naționale, au preluat prin Nicolae Militarul Vasile Ionel Pancea și alții comanda Ministerului Apărării Naționale, armata s-a subordonat acestor criminali. Și împreună au făcut măcelul de după 22 decembrie. Vinovați, știind sau neștiind, ai noștri ce fac, ofițeri. Dar cu certitudine, Pancia, Vasile Ionel și Nicolae Militaru știau exact pentru că erau agenți gru. Am înțeles. Mai, unii mai am... NKVD dinainte de. Mai, mai am o întrebare la dumneavoastră. Alex Stoenescu, care e dovedit informator. Bun, am terminat cu mizeria asta de pizzu da, că nu mai vreau să gata, am terminat cu De ce vine și el în sprijinul acestor fake news-uri? Că cartea mea, că am văzut, că să vezi, că... De ce? Uh, Alex Stoenescu este unul dintre scritori. Da, e scritor. Scriitorii. Mare scriitor marele, scritor de revoluție. Bun. Sigur că el însuși spune, domnule, am fost lăsat și mi-a aprobat generalul cu tare să mă duc la arhive, să fac, să drec, să cu tare, să nu știu. Da. Băi, nu știu la ce arhive au fost, a fost Toenescu, dar la alea cu 108 jurnal de luptă n-a fost sigur. Că dacă era la alea cu 108 jurnal de luptă, tăcea dracu din urmă. Acum, eu o să vă povestesc și telespectatorii să tragă concluzia. Am avut un incident undeva prin anul 2004 cu acest incident public, în sensul că el a intrat pe telefon într-o emisiune în direct unde eram eu. Eu acuzam la momentul respectiv că ascoteam un document care apăruse prin care Nicolae și Elena Ceaușescu paranteză, toată lumea știe că Ion Iliescu a semnat decretul prin care a fost prin s-a format tribunalul excepțional ah, pentru condamnarea uh, dictatorilor. Unii spun că l-a semnat că au fost făcut în veceu, că mă rog, Corect. Același tip de document, cu același scris, cu aceea semnătură Ion Iliescu apare de data asta pentru amnistierea pedepsei cu moartea și salvarea dictatorului. Și lumea a nebunit. Cum Dumnezeu a vrut să-l... Domnule, eu nu știu dacă este autentic sau nu este, dar eu citesc o frază din el. Vă rog. Președintele Consiliului Cutare, Ion Iliescu Cutare. Tribunalul Militar Excepțional, Luând în considerare faptul că în vederea stopării vărsării de sânge. Care vărsări de sânge? Că s-a tras de... Am... avem... Aici și jurnalul, de dar s-a să-l să pun în cui? Ca să vă uitați tot timpul la acesta, pentru că la sfârșit vă, vă arătăm cât au tras. Comandantul Ceaușescu Nicolae a luat parte activă la încetarea luptelor. Deci se pregătea sau... puțin, ascultați puțin. Sau... Da din partea tuturor trupelor de securitate prin ordin ferm date în acest sens. Cine a tras în noi după 22, spun unii, securitate. Alții armata. Dar ce știm precis este că public s-a afirmat mereu. Avem teroriști. Cine sunt teroriștii? Teroriștii și s-a adăugat sitama securiști. Corect. Eu nu iau apărarea nimănui, nu mă interesează. Cine e vinovat, plătește. Că e securist, că e uh, armată, nu mă privește. Ai dat din ai tras, ai executat, plătești. Deci cumva ei ar acoperi prin această frază că teroriștii au fost securiști, dacă așa au spus, nu vreau eu, eu au spus pe post. Da? Și că opinia publică a preluat și că Ceaușescu i-a potolit. Și dacă i-a potolit, uite, hai să nu mai să comutăm pe deapsa capitală privind comandantul Ceaușescu Nicolae la detenție pe viață. Formidabil ce document. O să vină proba, o să vină momentul mai încolo când, se, când vom avea procurori care să instrumenteze aceste dosare să discutăm și despre asta. Dar cine credeți că s sare primul și intervine în direct? Alex Stoenescu, scriitor De care este independent, nu are nicio legătură cu armată. Niciuna nu are cu armată. Nu? Bun. În fine, dispută, 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 dispută cu argumente, eu cu ale mele, el cu ale lui. La, la timpul, timpul respectiv, respectiv nu am aveam nici atâtea documente și nici atâtea, atâtea cunoștințe cât am dobândit ulterior. Dar ce am sesizat după două zile de la această emisiune? Public apare că Alex Stoienescu este informator a securității CNSAS, constată că este informator a securității. Păi de ce? Cred că a vrut să se răzbune pe care l-au oracolat. Mulți ani de zile, Alex Stoinescu, din acel moment, a fost la cutie. N-a mai scos niciun N-a mai scos, a mai uitat să mai scoate și cărți. Și... Văd că reișea pe a unii. Păi să-i scoate din nou și să arate opiniei publice uh, angajamentul și că de informatorul Alex Stoinescu. Și după aia vorbim. Deci, pentru mine, nu că nu-i credibil. Nu că are o singură direcție. Este chiar rău intenționat. Și atunci te întrebi logic de ce, dacă, așa cum spun, toate aceste documente există din anul 1900, 2007. Cam acolo, la nivelul 2007, se încheie ancheta, adică ce reține Curtea Europeană? Că aceste, în aceste dosare s-a lucrat în anii 1999-2000, atunci s-au preparat dosarele Timișoara, Cluj, Sibiu, Timișoara și Cluj au fost condamnări. În cel de Timișoara, unul din condamnați este Victor Stănculescu. Pe care ei, seara, îl pupă și îl reișapează. Ca a dat ordin Stănculescu după ce a omorât la Timișoara, da? Îl reieșeapează și, domne a dat ordin să retragă armata în cazări. M-ați fost voi în sala, sala palatului, la piața Rosetti la Ministerul Agriculturii, unde era Altab, înconjurat și ocupat și capturat de către revoluționari. A spus voi acolo? Păi Stănculescu și-a retras alea pentru că pusesem noi mâna pe ele. Iar unii erau de la 23 august veniți care tocmai făceau probe în poligon cu ele. Ei și-au retras armata în cazări pentru că erau un milion de oameni în stradă și nu mai puteau să facă față. Cum să omori un milion de oameni? la distanță de 10 metri pe unde eu am pătrus în comitetul central pe geam, când elicopterul încă era pe clădire, era un tank pe care erau soldații și v-am spus că le-am dat țigări ca să nu se sperie, să nu cadă de pe el. Eram înconjurat de 100 de, de, mii de oameni acolo. Ce vorbim? Marele rost în Culescu. Și acum vă aduc argumentul suprem. Păi mă, dacă preia armata, comanda armatei, și ești numit de Ceaușescu. A murit Milea și l-au pe Milea și te-a pus comandant. Și ai preluat comandă armate. Care i primul ordin care îl dai dacă ești un băiat corect? Ridicarea <coughs> alarmei de luptă pe care Ceaușescu o instaurase în 17 decembrie, corect? Și trimis oamenii în unități. E logic ce spun? Absolut corect. El nu ridică alarma de luptă. Oamenii ajung în unități și aproximativ în jurul orelor 14 primesc ordin de reembarcare și eu întreb cine v-a dat ordin? Același comandant. Stănculescu. Care am fost? Fiecare da. la unitatea lui, -a da, era de transmis da. de Stănculescu, da. sigur. Același care mi-a dat ordin să ne deplasăm în 21 decembrie la sala Palatului, la televiziune, la... Și unde va ați Și cum v-ați întâlnit? Păi ne-a scos pe platou, cu armele, cu tare, pac, tot arnașamentul, am ieșit. Care a fost ordinul când ați ajuns? Să nu dăm voie demonstranților să intre. Cei care au fost în televiziune, în televiziune. Cei care au fost la CC, în CC. Cei care au fost la radio, în radio. Cei care au fost la județenile de partid, în județenile de partid. Deci ordinul lui Stănculescu a fost ieșim din nou în stradă, și sub aceeași alarmă de luptă, Radu el frumos, asta, asta e informație Dați în continuare să nu dea voie. De fapt, noi ocupasem toate aceste instituții. Revoluția se încheiase. Ei vin împotriva noastră, nu a statului. Statul nu mai există, care e lovitura dată de armată. Și îl admir pe generalul de seară care s-a revoltat un pic. le așa, ce lovitură? rusească dată revoluției, da cu complicitatea unor ofițeri, subofițeri și cadre ale structurilor de forță din România. Ok, ale unor. Nu ale tuturor. Eu nu acuz Cotova. Corect. Nu deci, e cuvântul meu ăsta, dar l-am preluat și eu, că tot mai primez mesaje cu Cotova. Mi, ajut. mi se pare informația aceasta colosală. Știți când au, ridicat jurnal, când au ridicat, alarma de luptă, Radu cel frumos? Nu. Spuneți-mi. Se termină 30 decembrie, da? 31 se. Încep. Nu se mai trage. Avem 12 ianuarie. Marele protest prin care se cere scoaterea Partidului Comunist în afara legii. Avem 18 februarie, unde eu am fost acuzat de tentativă de lovitură de stat de Iliescu cu Statele Unite ale legii. Mărieș, autorul tentativă de lovitură de stat din 18 și din 13 iunie. Avem marele miting PNC. PNL, din, din 28, a partidelor de istorie, 150.000 de de oameni. Pentru ce? Pentru că să se democratizeze România, să fie alegeri libere, să frontul să nu candideze, că așa au promis, domnule, noi preluăm și administrăm țara până la alegeri. Noi nu candidăm, domnule. Așa a promis. Corect. Iliescu și Gașca în prima fază. Corect. Avem Târgu Mureșu în 15 martie. Abia după Târgu Mureș, 15 martie, se ridică -ă, alarma. Uh, alarma. de luptă pe care a declanșat-o Nicolae Ceaușescu în 17 decembrie, în CPX. În, pe, în, CPX, -ul, CPX, -ul în cpx ul lui. lui. Da. lui. Da. Păi, ce, vorbim? Deci, din mare... De mă mai mirați de acest prăpădin Nițu Tiberiu, care, ca soldat, el a execută ordinul în 21 trage, în 22 trage. El, pentru el e revoluție continuă, Știi știe el ce -i. Pe cine? Cum? Până în 13-15 iunie. Până în 13 același lucru. Deci el, pentru această declarație, eu, într-un fel, eu l-am admirat că a fost sincer a spus. El chiar... Dar depinde că ca... a dat declarația de a În calitate de, de, de procuror, procuror șef la, la Ploiești a dat declarație. Oh. 2004 era procuror șef la Ploiești. Totuși... Nu a... admir că a fost sincer. <laughs> Corect. Corect. Puteți Corect. să-i spuneți altfel. Eu îi spun că a fost sincer acolo. Citiți-ne acum la, la sfârșit din, bun. din istoric, am să Deci, vă rog. lămurim lucrurile și haideți să mai lămurim o chestiune. Vă rog. Haideți, două chestiuni să mai lămurim. Vă rog. Că vorbim de Stănculescu. Au ăștia legătură, dar și toată legătura e la bani. Uitați care e situația. Vă povesteam săptămâna sau într-un interviu că am avut o altercație cu doi. Da, da, da. Ad... Când înainte să ajung da. pe placeu la, da. la elicopter, am avut o altercație cu doi ofițeri de la... Corect. Ia uitați ce spun băieții ăștia. Și că noi, așa, ambii de la unitatea cu tare, în 22 decembrie, după fuga dictatorului, cu elicopterul, ei s-au ascuns până în jurul orei 19. V-am spus că unul dintre ei eu l-am scos din Comitetul Central și bătut, fiind, vânăt. Când s-au predat la ora 19 la comandamentul trupelor de grăniceri. Aseară am auzit pronunțându-se numele Teacă. Generalul Teacă. Colonelul Teacă de atunci. Păi să vedem ce a făcut Teacă ăsta atunci. Ca să vedeți că e vorba Pane. de bani. Lumea acum să uite poți să ai puțin de la gloanțe la bani. Azi răb o răbdare 30 de secunde. Cei doi ofițeri au predat pistolul, celălalt alt tip de pistol, 9 mm, două încărcătoare 9. și așa mai departe, pline și patru cecuri. Citiți dumneavoastră cu ei mai departe. Deci pistol test, în calibru normal, patru cecuri pe numele Nicu, Valentin și Zoe Ceaușescu. Trei cecuri la purtător. Valoarea, formidabil, sunt banii de atunci. Valoarea totală a celor șapte cecuri este de 3 milioane 773 .200 lei. Valoarea de atunci. Păi și asta de acum mai bună. Oh, ha, 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 acum e trebuie să mai mulțești cu încă 10 cel puțin. Acestea au fost predate de colonel Teacă Petre. Păi stați, pre predate colonelului. Întâi a fost predate colonelului, după care deci. colonelul Teacă Petre, Așa. la data de 22 a 12 a 1989, orele 21. Deci el s ei s-au predat la orele 19, da. la, la, lui Teacă, da. iar la orele 21, deci imediat după două ore, Teacă, Pete, Pe le-a predat, a predat domnului general locotenent, locotenent, locotenent Victor Stânculescu. Băi din... criminalilor și hoților. Băi <laughs> criminalilor și hoților. unde -și cecurile? unde s banii? Ormi, iarăși unde... este informație Întrebare, acolo, de unde este... De unde, de unde aveau acești doi ofițeri? Unul capitan și unul maior, de unde aveau cecurile, domnule? Pe păi le, le, le fi dat Elena, bă, exact, la copii. Exact. Ei ne încăpând în elicopter, le-a dat cecuri. Eu nu mint, eu vă spun. Da. Ca orice părinte, te gândești la copil. Dom'le, ăștia n-au încăput în elicopter, că altfel plecau cu cecurile și da. cu ei, sau nu le dădea aia cecuri. Nu le de de cecuri. Le da. Corect? Absolut corect. Ei ne încăpând pentru că le ia pe Bobu și pe Mănescu în elicopter, elicopterul mic fiind, ăștia rămân pe planșeu. Eu îi găsesc, eu omor. Le dau omor. Cu ceilalți doi băieți. <laughs> și acum are să vorbim revoluționar. Da. Pleacă din Comitetul Central, cum pleacă bătuți, să duc să se predea. Și aveau alea la ei, băieți și înstezi, zice, domnule, ne-am predat aici, hai să le dăm la comandant. Și comandantul sună. Teacă. Și că, băi, domnul general Stănculescu, veniți puțin că avem o, o pradă de război. Trei <laughs> milioane și erau cred că vreo 70 de daci erau atunci de mașini. Suma a, asta. Mult mai mult. Deci o dacă era în jur de 75.000 de, de lei. Păi, 70, păi, 75. așa, și faceți calculul. Ho, oh, oh, ho, oh. 40, deci, 50, 60 de mașinuțe. Bun, ok. E regulă. E dreptul lui Ceaușească să-i fi strâns bani, bani pentru copii. Cam mulți bani. Că ei erau socialiști și erau, domne noi, buna întregului popor. Și a pus și ea la ciorapă acum. Ce să facă leana? A pus și ea pentru copii ceva bănuți la ciorap, nu? Că Totuși, orice mamă în 25 pune, de ani... Dom'le, orice mamă pune da, 3 milioane la ciorap, da, nu? Da. Haideți, domnule, lăsați-mă în pace. Că bunicul meu și bunica mea aveau 104 lei pensie de pe. Corect. Deci vă rog eu frumos, lăsați-o așa. Dar nu miliardele de care spunea uh, Iliescu. Da. Că ne-au furat nu. Miliarde nu, nu. Iliescu să vorbească de miliardul din China. O fac eu afirmația acum și mi o mențin. Dacă nu-i convine să vorbească cu mine. Că ruble mai are la saltea, am înțeles, dar să vorbească de altul. Și vorbim de Iugoslavia și de petrol și de embargo și de alte Nu mă face să vorbesc că crapă emisiunea. Deci, probă, probă evidentă, e evidentă da. a legăturii, a hoției, da? Mai mult decât atât, clar. Bun. Ce spune acest individ pentru ca să obținem această decizie a Curții Europene și, încă o dată, o E cauza Asociației 21 Decembrie și alții contra România, alții fiind, în acest dosar, Mărieș și Vlase contra România, pentru că noi am fost, uitați aici, pe pagina a doua a scrie. Mărieș și Nicolae și Elena Vlase, părinții a unui copil de 19 Care? ani uciși, ucis de Care? criminal la Brașov. Ce spune Iliescu când am început acest proces? Păi ce spune el? Zice că pus la curent de. că la CEDO există acțiune așa, autoritățile europene așa. Ia, citez dumneavoastră să nu citesc eu ca să zic lumea că citesc și. Pus la curent cu decizia CEDO, chiar de către adevărul, Ion Iliescu diminuează autoritatea instituției europene, demonizând pe oricine, încearcă să dea o altă formă concepției sale despre Revoluția Română din decembrie 1989. Autoritățile europene nu ar trebui să ia în seamă obrăzniciile lui Doru Mărieș și ale celor astea care. Asta sunt obrăznicii, domnul, domnul, astea sunt obrăznicii, tot ce vă arăt aici. Dar e nimic ce vă arăt, încă o dată. Dacă vin să cu cea... să da, nu, 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 nu vă las. Dacă vin cu cele 108 jurnale de luptă și scot din ele numele de la soldat și până la general și le scriem pe o hârtie așa, cred că merge de la Piața Unirii și până la Piața Victoriei. Wow! Păi sunt 108 unități militare. Aia înseamnă batalioane. Nu? Da, bineînțeles. Și le scriem așa mari ca să vadă lumea. Nu toți sunt vinovați din acele jurnale de notă. Bă, dar dacă sunteți nesimțiți și nu vreți să faceți dreptate și nu vreți să recunoașteți, domnule, asta este, am primit ordinul criminal de la Iliescu, de la Brucan, de la Militarul, de la Vasilionel, de la Pancia, de la Măgureanu, de la Mugurel Florescu, de la cine vreți voi, mă. Am, am primit ordin, ordin domnule, asta e ce să fac? fac. Am fost acolo, recunosc. Am fost la Jur, eu unul, eu unul, aș da amnistia a doua zi. Bă, dar nu mai prostim copiii ăștia pentru că săptămâna asta am fost sunat de la Ministerul Învățământului că se face programa pentru Cartea de Revoluție. În sfârșit, după 34 de ani, scoatem și noi un manual de revoluție. Păi ce se spune în manualul de revoluție? Că în afară de această decizie, care e clară, că aceste crime nu se prescriu și că, că statul român a tras în popor, popor și că nu s-au lucrat în aceste dosare 34 de că, ani, toți -au mersi, că toți criminalii s-au bine Și că toți criminalii s-au bine Mai mult decât atât au pensii speciale. Nu. Și procurorii care au denaturat și denaturează în continuare dulor, adevărul. Pensii speciale. Și, așa? În afară de asta nu avem ce scrie în cartea de istorie. Și atunci sigur că se supără doamna ministru dacă îi spun nu particip la așa ceva. Că nu pot să mint copiii. Adică am făcut revoluție. Am adus libertatea, am stat în pușcărie pentru că am susținut crima și, și pentru că am susținut că rușii după 22 ne-au ocupat, ne ocupat. Ne și vine acum un... <laughs> Nici nu puteți mă opresc, da? Și nu, spune, domne, dom că acum după 33 de ani aflăm noi, domne, că rușii cu Iliescu da. și cu Caghe... Băi, le știm pe toate! Noi vrem doar da. să fie băgați în pușcărie trage la răspundere cei care sunt vinovați pentru că știm și vinovați. Asta e tot. Iar lui Ram cerea, toată lumea cere un singur lucru. Toată lumea fiind victimele și instanța. Și, și cu european a drepturilor omului. Fă Pot dosarul procedural, domnule. Procedural. 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 Nu vorbi tu de probe. Că putem să punem toate probele care le avem. <coughs> care se aducă, o de de... <coughs> care <procedura coughs> se aducă la un milion de... Care se ducă la un de ani de condamnare. Dar dacă tu nu faci procedura corect, ia-ți dosarul înapoi. Păi... Cu trei ani. Intenționat. luat un grad. Intenționat am dosarul da, înapoi. Nu, nu vreau să încheiem -mi misiunea fără să ne citiți din uh, jurnalul de luptă. Eu nu mai citesc. Numărul am așa mare încredere în dumneavoastră încât vă dau de <laughs> Mulțumesc. da Deci, deci acest. încheiem cu proba probelor, ca să spunem. Okay. Acest document este un document desecretizat în cea de-a doua grevă a foamei, pentru că trebuie să vă precizez că în prima grevă am obținut să spunem documente neclasificate, nesecretizate. Da. Mi-au promis că îmi dau și jurnale de luptă și ceau. Nu au vrut, după care am intrat din nou după trei luni în altă greva famei, timp în care a, alte afica 78 de zile de grevă, și de care dumneavoastră spuneți că 100, aia e pentru insprescriptibilitatea crimei în România. Este cu totul altceva, este grevă făcută în perioada noiembrie 28 februarie 2000, deci noiembrie 2011, 28 februarie 2020, 2012, când în 28 februarie 2012 Parlamentul României adoptă legea impresibilității crimei în România. Din acel moment, crima nu se prescrie. Dar felul în care a fost adoptată face ca nici crima din perioada 45, 45, nu, nu, nu mint. Sunt unii care juridici. Cum, domnule, din 45? Și până în 90 nu se prescriu. De ce? Pentru că încă nu survenise termenul special de prescriere nici pentru crimele comunismului, nici pentru crimele din Revoluție, nici pentru crimele din 13-15. La momentul când s-a votat legea. Nesurvenind termenul special, sigur că ele au rămas imprescriptibile și ră vor rămâne. Da. După, După care vin deciziile pe ce pe și spun încadrarea ca că aceste de fapte de sunt imprescriptive. Bun. Uh, documentele au fost desecretizate pe rând. Cinci dosare, trei dosare. Lasă-mă să moară de-al dracu. Mai dăm cinci, mai dăm mai două. Mai amânăm puțin. Mai, da. amânăm. mai, amânăm. lucrurile. Da, da. Mi-am aminte că ultimile 14 care le-am luat, E prea mare măcelul și e vorba de niște ofițeri de armată mie, mie rușine de rușinea lor Ca să vă povestesc ce am făcut cu ei În acea zi când am luat ultimile 14 documente Iar ministrul a părit Spune așa Nu-ți mai dau nimic Nimic! Ce faci mă? Ce faci mă? Recunosc frumos, Vorbeam frumos Aveam 48 de kg. Mi le dai toate S-a încercat S-a încercat Sub multe forme să accept să nu le iau măcar ultimile 14 volume. Să nu le iau alea de la STS. Să nu le iau alea de la serie care oricum sunt subțiri și puține. Și am zis nu. Până la ultimul. Mi s-a promis. Toate. Nu, văd. Toate. Pentru că nu sale mele, nu sale voastre, sunt ale dosarului. Iar dosarul este a victimelor. Iar victimele sunt ale poporului român. Iar poporul român merită și trebuie să afle adevărul. Deci ca atare, vedeți câte implicații? Hai. Că e simplu, domnule, vină un coace, ia de aici sacul, rezolvă problema, tași din gură, ia janta, ia-ți contul și vezi de treabă. Domne, deși, domnule, deși, repet, aveam 48 de kilograme, am spus nu. nu. Toate. Vă asta este, moment, asta este motivul pentru care Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de o asemenea decizie dură pentru evenimentele din România. Curtea Penală Internațională, iubiții mei, cei care ne urmăriți, trăim în timp de război. Sigur, din fericire și din datorită eroismului unor oameni în decembrie 89 și după 89, când am dat statuile jos din București ale rușilor, și lui Lenin și al alții, Desprinderea noastră a venit mai repede. Ucrainienii nu au făcut acest lucru în 90. Președintele Zelinski spunea în urmă cu câtva timp că acest război trebuia să aibă loc acum 31 de ani. 32 de ani. Are dreptate. Dacă ei făceau ce am făcut noi, atunci era un NATO. Probabil. Dar noi asta s-au dus la desprinderea noastră de către ruși, chiar dacă s-au instalat la putere. Dar tot timpul am avut în cine să dăm. Și a venit Convenția Democratică în 1996, partidele istorice și a început să se zghețe treaba. Corect. Iliescu, Iliescu, criminal a avut tot timpul rece în spate și de la Revoluție și de la 13-15 iunie. Vreau să înțelegeți exact. puș la maua, cine ascultă, el, da, el juridic da. habar nu are de nimic. El habar nu deci nu, nu știe cum se cum să, ce se întâmplă într-un eventual proces. Da? El cu mine are treabă că eu m-am ținut de, de el. Bun. Și atunci, și atunci, dacă după un an și 10, 10 luni de război, încă, încă curtea, curtea Penală Internațională, internațională încă... nu a reușit să pună sub urmărire oamenii Moscovei pentru crimă împotriva umanității, război încă o dată. Zeci de mii, sute de mii de morți. Amploarea este fabuloasă. În schimb, în pentru... schimb, o asociație de 60 de oameni da. cu un sistem judiciar românesc împotrivă, pentru că la ucrainieni toată lumea vrea să-i pună. Nimeni nu se... Toată lumea vrea. Noi am fost cu toată lumea împotrivă. Nimeni nu a vrut. Și cu toate astea este crimă împotriva umanității. De Înțelegeți felicitări. că act istoric ce a realizat Asociația 21 decembrie? Corect, felicitări. Vă rog eu Iar... frumos, mai citiți măcar două chestii de decizia de CEDO ca să înțeleagă lumea cât este de coerentă și cât este de bine documentat acest dosar la Curtea Europeană. Ca să nu se mai spune că nu sunt probe. Aici mi se pare fraza asta foarte importantă din decizia CEDO. Din potrivă, importanța sa pentru societatea românească, care constă în dreptul numeroaselor victime de a ști ce s-a întâmplat, ceea ce implică dreptul la o anchetă judiciară efectivă și eventual drept la reparație, ar fi trebuit să incite autoritățile naționale să se ocupe de dosar imediat și fără întârzieri inutile pentru a preveni orice aspect cum că anumite acte se bucură de impunitate. Deci ce spune că se, ar fi trebuit să îi împingă, nu să i- Nu să tragă frâna de mână. Băi, autorități române, v-au omorât, e plină țara de cimitire. Bă, faceți dreptate victimelor, mă. Trebuia să vă acest bă, lucru. lucru, nu să opriți ancheta la în acest dosar. Nu știe ce dor, nu știu judecătorii. Trebuie să mă lăsați să citesc că Când au scris, -a scris -a această frază, Pare. nu știu, nu știu judecătorii ce se întâmplă. Ei, știau foarte clar. Ori obligația procedurală ce decurge din convenție poate fi cu greu și poate fi considerată îndeplinită atunci când familiile victimilor sau moștenitorilor nu au putut avea acces la o procedură în fața, în fața unei instanțe independente chemate să cunoască faptele. Iarăși mi se, se pare. pare... Și ăștia de la noi vine de la, la copii și mai... Nu, nu, punem de la armate, domnule, care... <laughs> da, să punem... Da, că da. este mai buni. Bun. bun. Ajungem de aici. la da. re, re, registrul istoric. Deci obținut cu sânge, acest registru istoric, sigur că nu ce l-ar scrie de clasificat, aici pe aia, 16 -a, 2 a 2010. Asta înseamnă că eu am început cea de-a doua grevă pe data de 12 a anteia, 12 a am început greva, ianuarie, ianuarie, și în 16 a, 16 -a, a doua, adică în 16 februarie, februarie 2010, eu am încheiat greva la 30 martie atunci, uh, 30 30 martie. martie da. Bon. 100 de zile, da. 900, nu 100, nu, asta e de 78. 78. Bine, am zis și eu în 78. Martie, 78, da. Ok. Da? Deci 18 din ianuarie, februarie și martie. Corect. Ca să ne înțelegem. Și acum dumneavoastră citiți. Citiți-ne citiți aici... dumneavoastră că e muncit cu sânge cum ați spus corect e păi, cu sânge obținută aceasta de clasă. aici ne spun câte au tras numărul de, de cartuși, la și obuze haideți da. să, haide să citim fraza următoare în rău. perioada 22 decembrie ora 13 27 decembrie ora 16 deci practic după ce dictatorul zburase la 12.06 exact în comandamente și unități subordonate s-au consumat pe timpul acțiunilor de luptă împotriva bandelor teroriste. Băi, unde sunt teroriștii morți? Că ai mei sunt o mie. Încă o dată sunt cimitire în țară. Corect. Corect. Din păcate, trist, dar adevărat. Bandelor teroriste, da? 230 de 102 cartușe 16 lovituri arghie, 7, 63 de grenade de mână, întreaga armată sau așa în această perioadă, în întreaga armată s-au consumat în această perioadă următoarea cantitate de muniție. 12 milioane, 632.670 de cartușe de diferite tipuri. 666 lovituri pentru AG7, Șase Păi stai puțin, că sunt trei pagini de astea. Ori, da, Deci 12 milioane. Știți că s-a tras în seara și noaptea de 21, decembrie? Aici e vorba de șase zile. doamna ambasador, doamna ambasador a Statelor Unite, când a văzut documentul săptămâna aceasta, am avut o întâlnire. A, făcut așa, 20 milioane. A făcut așa. A e normal 12 milioane. 12 milioane. De nu vedea să credeți. Da. Deci, câte un gros pentru fiecare cetățean, pentru fiecare bărbat a țării la momentul respectiv. Corect. Dar ce? Nu erau 12 milioane de bărbați. Corect, da? corect. Că aveam și copii, totuși. Erau până 10, 10 sau poate chiar 8, no, 9. Păi, exact. 8 9, plus, plus, da, eram 200 de milioane plus, plus, cu toți. Doamnele, plus, doamnele, plus, plus copii, eram 21 de toți, da? Deci, agenouă lovituri cu tunul, 82 de milimetri, grenade și bombe, așa, 36 de bombe de 82. Deci și aici nu se poate, dar asta este fabuloasă. 12 milioane 632 .670 de cartușe. Oameni buni, eu nu cred că au trasat, eu cred că și pastele le-au furat Pe unele dintre ele, care că le-au furat după. Atât sunt de hoți, golanii ăștia, Corect. da? Iar dacă la următoarea emisiune să mă întrebați cum și-a falsificat Măgureanu ștampila persoana care a falsificat-o ștampilă pentru a da aprobări de Aro și de Dacii. Bună chestie. Încă din 1977. Deci era... 1970, 1970 87, pardon. Deci în 87 Măgureanu primește o ștampilă nu de la croitoratul cel vitează la Constanța pe care dă aprobări împreună cu ministra și luau, deci, ciobane 200 ani, 250 A ștampila la, auziți și eu, 20, Lina Ciobanu 300 nu Lina Ciobanu Ministrul, ministra Comerțului Interior. Ministra Comerțului Interior. Vă aduceți aminte, dacă mai vă aduceți aminte. Domnule, nu se mai ajungea la Daci să nu, iei... nu, mai aveai timp. Corect. Păi da, Pitești, pite trebuia, pite trebuia să, facă pe dublu. Unul de dădea pe aprobarea lui Măgureanu. Unul dădea pe aprobarea ministrului, dar era tot ministru. Ștampila era făcută pe Ministerul Comerțului Exterior. Deci cât de, cât de hoți niște vagabonzi, domnule, dom care au preluat niște, niște boschetari care au preluat Nu mai spuneți nimic, mic, gata? nu mai spun. Nu, mai spun. nu, nu, nu vă, spun vă spun, spuneți, dar să lăsăm pe telespectatori să fie suficient de curoși ca să vină și la următoarele episoade. Că... Mulțumim, uh, un singur lucru, deci vă rog din suflet, un singur rețineți. Totuși, Curtea Europeană da. este o instanță care a cărui noi am semnat tratatul, sunt da. obligați, suntem da, obligați să respectăm tratatele și convențiile internaționale. Uh, Mai citesc o singură frază. Vă rog. Curtea observă că se impun fără îndoială măsuri generale la nivel național în contextul punerii în aplicare a acestei hotărâri. Domnul președinte, domnul, doamna ministru a justiției, domnul prim-ministru, e valabilă asta? E valabilă cea de a la știți, care am obținut-o. Știți, 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 știți cum fac tovarășii de la guvernare? Nu contează parte din care fac parte. Când le convine să. nu pot. E decizia curții. Și când decizia curții europene spune bă, fă așa, nici o bagă pe supreș cum o ascund. Dar deci să nu vreau puțin. Să, și cu asta încheiem. Deși, în principiu, nu este în competența sa să definească măsurile de redresare corespunzătoare pentru ca statul părât să-și îndeplinească obligațiile în conformitate cu articolul 46 a Convenției, având în vedere situația cu caracter structural, constată. Deci, deși, păi, n-ar ca fi treaba noastră să vă atragem atenția, am putea da, să ignorăm chestia asta. Chestia asta. Totuși, vă spunem: Curtea Curte observă. O observă. observă, nu vă, vă dă cu. Domnilor procurori, nu vă dă cu lemnul în cap. Curtea observă, mai vedeți cât, e, cât sunt delegați și ce limbaj avem în Europa. Că se impune fără îndoială măsuri generale, la nivel național, victimele sunt în toată țara. Corect în contextul punerii în aplicarea prezentei hotărâri. Încă o dată vreau să vă mulțumesc, domnul Mărieș, pentru că ați răspuns cu mare celeritate care la invitația mea, având în vedere, vedere emisiunile care au apărut și. trebuie să Nu vedem cu toată prietenia, dar <laughs> trebuie să recunosc că fiind săptămâna mare <laughs> Corect, da. a spune așa, să înțelegem, da. săptămâna mare a Revoluției. Uh, și când e vorba de. Uh, nu mai, atât haideți de să multe, atât, da. de multe, da. nu, vom continua, continua. multe orașe în care, se, în care cură Corect. De la Reșița la Brăila, de la Timișoara da. la Cluj, de la Rad la Alba Iulia, de la Târgu Mureș da. la Brașov, la București nu mai vorbesc și nu vreau să uit pe nimeni Corect. cu Jir și Craiova Corect. și alte localități. credeți mă că e dureros. Deci, ce deci, o dată vă, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Confirmăm și telespectatorilor că vom continua seria dezvăluirilor cu Doru și vis-a-vis de datele 21 și 22 și podcasturile vor apărea chiar în acele date, 21 și 22. Vă mulțumesc pentru faptul că ați avut răbdarea să ne urmăriți. Mulțumesc Cinematica Media Solutions pentru producerea acestui podcast. Și în ultimul rând, mulțumim televiziunii Tele Moldova Plus pentru faptul că ne prea pe cablu atât în Republica Moldova cât și în toată România. Doru, încă o dată îți mulțumesc și mintea cea de pe urmă la toți românii. Doamne Tot ajută!